Atunci când România consumă mai mult decât produce, atunci când se importă cu 20% mai mult decât se exportă, atunci când doar unul din 5 români produce, totul e blocat și fără perspectivă. Asta e România în care trăim, iar această realitate va duce în curând la terminarea banilor atât pentru investiții, cât și pentru sănătate, educație sau pensii. După ani grei de criză, după ce guvernele de dreapta s-au străduit să țină România pe linia de plutire, în doar câteva luni, stânga populistă a creat o criză politică și economică fără precedent. Dacă nu vrem să ajungem ca alții, trebuie să facem lucrurile altfel. România are nevoie de premisele unei dezvoltări pe termen lung. România are nevoie de un sistem fiscal stabil și predictibil, favorabil investițiilor și mediului privat. Are nevoie de o clasă de mijloc puternică ce poate susține țara. România are nevoie de dreapta. Dar nu putem vorbi despre dezvoltare dacă nu avem un sistem de justiție integru. Trebuie să apărăm România de grupurile de interese care își doresc să dețină controlul asupra justiției. Justiția trebuie să fie independentă. România are nevoie de dreapta. Mai mult, pentru susținerea dezvoltării, este necesară și atragerea fondurilor și investițiilor europene. România are nevoie de susținere europeană. România are nevoie de dreapta. Dar pentru a putea vorbi despre deblocare, despre dezvoltare, pentru a putea vorbi de o justiție integră, România are nevoie de un motor care să o repornească. România are nevoie de o inimă care să o pună în mișcare. O inimă care arde pentru România. Alianța România Dreaptă. Calea Dreaptă.